este neapărat bine să fii singur, însă cred că ar trebui să prețui în fiecare moment și pe acela în care suntem singuri. Nu se știe niciodată când va apărea cineva în viața noastră și nu vom mai fi singuri. Așadar, prețui în fiecare moment. Practic poți să-ți păstrezi banii, nu mai trebuie să dai bani pe lănțișoare, pe pisici, pe felicitări cu pisici, pe perne în formă de inimioară și pe ursule de pluș. Pur și simplu îți păstrezi banii pentru ceea ce-ți dorești tu. Așa că eu spun că este unul dintre cele mai bune motive pentru care este bine să fii singur. Faptul că întotdeauna timpul liber îți aparține în totalitate, cred eu că este cea mai bună parte în a fi singur. De ce e bine să fii singur? Păi, în primul rând, o să stai cu băieți până târziu la bere, barba nu mai deranjează pe nimeni și partea cea mai bună ai mai mulți. N-ai mai mulți bani, ai la fel de puțin. Un motiv pentru care nu e ok să fii singur de Valentine's Day sau de dragobete este că nu ești obligat să mergi să te uiți la un film romantic cu iubitul sau cu iubita dacă nu ai chef și dacă nu îți face plăcere. I'm alone, I'm so alone.